Bun găsit tuturor la dosarul zilei, un dosar al zilei în care astăzi vom vorbi despre evenimentele din ultima săptămână din județul Botoșani. Am avut cod portocaliu, cod roșu, ninsori, vânt puternic, toate drumurile județene și naționale închise, sute de mașini înzăpezite, sute de oameni care au petrecut o noapte în mașini așteptând un semn din partea autorităților. Despre cum s-a intervenit, când s-a intervenit, ce s-a făcut bine, ce s-a făcut rău, despre colaborarea instituțiilor statului. Discutăm astăzi cu Dorin Birta, vicepreședintele Consiliului Județean, și Cătălin Gheorghean, director al Direcției Județene de Drumuri și Poduri Botoșani. Domnilor, bine ați venit, mulțumesc că ați acceptat invitația. Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Hai să... Să spun de fapt la început un pic filmul evenimentelor. Vorbim de luni 3 aprilie, fix în urmă cu o săptămână, ANM a emis cod galben de ninsori și vânt plus Lapoviță. Marți 4 aprilie, ANM emite cod portocaliu. Deci era un semnal clar că ceva se va întâmpla. Tot marți 4 aprilie se întrunește primul comitet județean pentru situații de urgență, iar marți după amiază avem o primă problemă pe drumul județean George Enescu Dumeniu, unde autoutilitară s-a răsturnat, fără victime, din fericire. Bine ziua de miercuri 5 aprilie, dimineață 5.23, ISU anunță că până la ora 12, circulația autovehiculelor de peste 7,5 tone este restricționată pe DN29 din cauza zăpezii. Și începe. La ora 6 deja erau mai multe camioane, microbuze, autoturisme înzăpezite pe drumuri naționale și județene, Răuseni, Strahotin, Cordăreni, Ștefănești, Rânghilești, Avrămeni, Ripiceni, și închise temporar un drum județean și un drum național. Mergem mai departe, ora 9 deja era închisă circulația pe DJ 293, Dumeni Havărna. Nu se circula de asemenea pe Gulioaia, Brătini, Rediu, Răuseni, Baie, Sabrehuiești. Se închide și drumul național Botoșani-Ștefănești, ulterior Botoșani-Săveni. La ora 10 deja aveam 23 de autoturisme în care erau 38 de persoane înzăpezite. Și vorbim deja de probleme pe drumuri naționale. Ora 18.40, cod roșu de vânt și ninsori. Prefectul convoacă o nouă ședință CJSU. Știm ce decizii s-au luat. ANM prelungește codul roșu joi dimineața la ora 3.30, când am primit și noi câte un SMS pe ro alert. Că era foarte util la ora 3 dimineața să-l primească toată lumea. Și ajungem joi 6 aprilie, ora 6.20, ISU anunță 424 de persoane în 207 autoturisme înzăpezite. Prelungit cod portocaliu, mă rog, și de joi seara lucrurile încep să intre oarecum într-un normal, încep să se dezăpezească unele drumuri, oamenii reușesc să ajungă acasă. Bun, hai să o luăm cu începutul, cum spuneam, de luni 3 aprilie se știa că avem cod galben și vine ninsoarea. Când s-a intervenit? Da, eu, dacă îmi permiteți să încep, eu să fac o mică intervenție. Marți, când a fost convocat primul CJSU, primul Comitet Județean de Situații de Urgență, este singurul Comitet Județean de Situații de Urgență la care am participat și am fost invitat. Invitat, convocat, de drept. Vreau să vă informez că doamna președinte și cu mine suntem membri ai Comitetului Județean de Situații de Urgență. Doamna președinte având și funcția de vicepreședinte al CJSU. Președinte e prefectul. În lipsa președintelui este și o adresă la... S-a făcut o solicitare cine este supleantul în cazul în care doamna președinte nu poate să participe.
Acea persoană să am fost desemnat să fiu eu. Mai ales că vă ocupați de drumuri. Eu, exact, drumurile fiind sub coordonarea mea, prin funcția de vicepreședinte pe care o am la Consiliul Județean. Drept urmare, eu se poate verifica, nu am lipsit la niciun comitet județean în situații de urgență atunci când a fost convocat sau la un vot pe un anumit proiect care a fost urgent pe ordinele de zi. Țin să precizez că această situație cumva ne-a dezavantajat. Domnul Gheorghean a participat la acest comitet restrâns, chiar așa s-a și numit, pentru situații de urgență care s-a întrunit la ISU de 3-4 ori, cred, în această perioadă critică. Numai că s-a stabilit că a doua instituție din județ, și mai ales vicepreședintele Consiliului Comitetului CJSU-ului, să nu facă parte și să nu fie convocat la aceste întâlniri. Nu cred că este normal această situație. Eu nu vreau să învinovățesc pe nimeni, nu știu de ce s-a luat această decizie, dar ținând cont că totuși avem o rețea de drumuri județene de aproximativ 653 de kilometri și bineînțeles direct răspunzători în această situație nu sunt numai drumurile județene, este și Consiliul Județean. Cred că era foarte normal și foarte corect să fim chemați pentru a face un plan împreună, un plan de acțiune și probabil, eu așa cred, că acționam un pic mai ordonat și, bineînțeles, să fi început cu drumurile importante pentru a putea avea acces și la celelalte drumuri să le dezăpezim. Că degeaba dezăpezim noi în mijloc, dacă nu putem să ajungem la drumuri... Nicăieri nu ieșim de acolo. Nu ieșim din nicăieri. Asta și la da, bază. Credeți că a uitat domnul prefect să vă anunțe? Probabil, nu știu. O să-l întrebați pe el. Eu... Mă gândesc că nu o fi ceva politic. Am înțeles că domnul prefect a spus că nu el face convocările, dar înțeleg că din ordinul lui s-a convocat celula de criză sau cum s-a numit ea. Eu n-am mai fost convocat la aceste întâlniri ale acestui comitet restrâns. Să fi gândit domnul prefect că nu are nevoie de ajutorul Consiliului Județean. Noi, ca să ajungem la drumurile județene să începem dezăpăzirea corespunzătoare, am fost nevoiți. În primul rând că am auzit că există și două cazuri urgente spre Hudești și mă refer la o gravidă și la o persoană cu dializă de la Dragalina. În acea seară am decis împreună cu doamna președinte și cu domnul director Gheorghean să disponibilizăm acea autofreză și o volă să intervenim pentru dezăpezirea drumului național Dorohoi Darabani, pentru a avea și noi acces pe drumurile județene să putem începe dezăpezirea drumurilor județene. Dar până atunci nu s-a intervenit pe acea bucată de... Pe drumul național? Nu. Nu. Deci zăpada era doar porțiunea ce ține de municipiul Dorohoi. Bun, haideți să clarificăm și chestiunea. Când a început să intervină Consiliul Județean și Direcția Județeană de Drumuri? Și... Noi am început să intervenim chiar din ziua de marți, atâta timp cât am putut interveni, până s-a dat ordinul domnului prefect de închiderea tuturor drumurilor județene. Am încercat să ținem deschise cât mai multe zone. În schimb, ce pomenează dumneavoastră că primul drum a fost declarat închis Dorohoi-Dumeni-Havrna, că tot tronsonul a fost închis. Da, acea zonă este expusă la vânt și zăpada acolo, vreau să vă spun că avea 3 metri. Nu puteai să intervii pe un viscol la 70-80 de km la oră și căderi de zăpadă abundentă
într-un timp foarte scurt. Asta a dus și la închiderea acestui tronson de drum. Dar noi am făcut tot posibilul ca să intervenim din prima clipă. Nu am avut utilajele necesare din acea zi. Am apelat și la ajutorul domnilor primari și pe această cale vreau să le mulțumesc și în numele doamnei președinte și în numele conducerii Consiliului Județean și a drumurilor județene. Vreau să le mulțumesc foarte mult că s-au implicat și au dat dovadă de solidaritate și împreună cu ei am reușit să scoatem la capăt și să avem astăzi toate drumurile practicabile. Adică sâmbătă au fost redate ultimele tronsoane. Sâmbătă seara la 19:30 a anunțat Consiliul Județean ultimii 2,5 km. Domnul director, haideți să clarificăm și treaba asta cu utilajele, că s-a vorbit destul de mult, cumva ați fost luați prin surprindere că anii însă în aprilie și n-aveați utilajele pregătite. Cum e? Avem un acord cadru pentru dezăpezirea drumului județene pe timp de iarnă și la data 15 martie, văzând cum evolua vremea, am încheiat contractele subsecvente. La momentul în care am fost avertizați, doar cu utilajele proprii. Un mog, un buldo excavator, un autograder și patru tractori se încurtat. Deci astea au fost toate utilajele? Și la acel moment am luat legătura cu firmele care avem acordul cadru pentru echiparea în cel mai scurt timp a utilajului pentru dezăpezire să putem interveni. În prima zi, marți, am avut trei utilaje puse la dispoziție. Pe lângă noastră. Miercuri, pe 5, ne-au mai pus încă autoculamă și două utilaje. Vineri am avut 10 utilaje puse cu la dispoziție și apoi sâmbătă am renunțat că deja erau mare majoritatea drumurilor, nu mai era cazul să intervină cu lamă, s-au intervenit doar cu autotrezele proprii și cu încărcătoarele frontale pentru înlăturarea. Pentru că au fost situații când nici măcar autofrezele nu mai făceau față, datorită stratului de zăpadă tasată și grea, autofrezele patinau, nu puteau să înainteze pe sector. De exemplu, pe Gulioaia Dângeni, de la ora 1, eram și noi acolo pe traseu, de la ora 1 până la ora 18 a înaintat abia 10 metri. Da, zăpada era foarte moale și da, îmi spun colegii că trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate și vom continua discuția. Da, am revenit pentru a doua parte a emisiunii, vă reamintesc invitații Dorin Birta, vicepreședintele Consiliului Județean Botoșan și Cătălin Gheorghean, director Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Botoșan. Domnule Birta, vorbeam despre utilajele pe care le are DJDP-ul la dispoziție, cam puține. Eu mi-aduc aminte că în urmă cu niște ani, niște șefi de Consiliul Județean anunțau că vor cumpăra utilaje și DJDP-ul nu va mai depinde de nimeni. Da, este frumos spus. Declarațiile au fost până nu de mult, de câțiva ani în spate, așa, când a început să mai vadă ceva în urma noastră în județul Botoșani, declarații spumoase au fost făcute tot timpul, numai că au rămas toate la nivel de declarații. Eu ce voiam să vă menționez este chiar acest episod de iarnă și intervențiile care au fost la nivelul județului Botoșani. Drumurile naționale, am înțeles de la primul CJSU și ultimul care am participat la aceste evenimente, că au un număr considerabil de utilaje, lucru care nu s-a văzut. În plus, am avut discuții și cu domnul Cătălin, am zis că dacă totuși merge la întâlnirea de la ISU, a CJSU-ului restrâns, sau cum a fost numit, am zis să propună ca județele limitrofe să ne poată ajuta cu utilaje pentru a putea interveni cât mai rapid și a debloca situația.
Lucru care s-a și făcut de către domnul prefect, s-a solicitat aceste utilaje. Utilajele au venit, dar vreau să fac o mențiune. Utilajele au venit pentru județul Botoșani. Unele persoane din conducerea instituției, a instituțiilor care au coordonat acțiunile, dar pe noi nu ne-a coordonat nimeni, ne-am coordonat singuri, ne-a lăsat, nimeni nu ne-a căutat. Deci de miercuri seară când am intrat în acțiune pe drumul național Dorohoi-Daraban la dezăpezire, până în ultima clipă, singurul telefon care l-am primit de la domnul prefect a fost vineri seară, când am ieșit din Havrna, am terminat dezăpezirea drumului Dorohoi-Havrna și mi-a zis că are utilaje disponibile. Dar utilajele respective care au venit din țară au venit pentru județul Botoșani, nu pentru drumuri naționale. Nouă, nu ni s-a disponibilizat niciun utilaj până când, domnul Gheorghean, sâmbătă dimineață, la Daraban, nu? Un singur utilaj, dar vă povestește domnul Gheorghean. Bine că nu v-a dat după ce se încălzește afară. Da, nu mai aveam. Și mai mult decât atât, colac peste pupuză. Vineri seară, la ora 20, cred, a desființat această celulă de criză. S-a terminat, noi mai aveam încă 8 drumuri înzăpezite la ora respectivă. Noi lucram vineri seară la ora 19, deci pe 7 aprilie mai era un drum național închis și 14 județene. Corect. Și domnul prefect a spus gata, am terminat. Noi mai aveam o grămadă de drumuri de dezăpezit, dar cu eforturi în acea noapte am acționat și a doua zi dimineață. Sâmbătă dimineață la ora 9 mai erau 5 drumuri județene. 5 drumuri județene, cu efortul susținut a domnilor primari, a colegilor de la DJDP. Toți am stat în stradă, alături de oameni, i-am consolat, i-am și ajutat. Așa că am reușit cu forțe proprii și cu ajutorul domnilor primari și a unor societăți care au înțeles situația critică prin care se trece și am reușit să decongestionăm această situație. Dar legat de acest utilaj care a fost dat, chiar dacă domnul Gheorghean vrea să completeze, de la Daraban, deci, singurul utilaj. Sâmbătă dimineața am fost sunat de șeful secției drumuri naționale, m-a întrebat dacă am nevoie de un utilaj la Ștefănești, acolo nu era caz, i-am zis că îi mulțumesc, dar nu era cazul, și unul la Botoșani, în singura zonă unde am nevoie, la Daraban. Și mi-a trimis un utilaj, un plug cu răspânditor pe Baranca Bajura, eu aveam nevoie de o autofreză acolo sau altceva, fiind și drumul de piatră. Mers plug, până la urmă am intervenit cu încărcătoare frontale. Da, domnul respectiv, dacă îmi permiteți, domnul respectiv nu coboară. Mergea la 20 cm, lăsa zăpadă în urmă, ca să, ce, să vin cu vola să curăț din urmă. Și când i s-a spus să lasă lama jos, el strică lama cu balastul. Da, ați spus o chestiune foarte interesantă. Așa. De miercuri, exact când a fost ziua cea mai complicată pentru județul Botoșani, miercuri au rămas autoturismele și microbuzele înzăpezite. Miercuri, seara, după amiază, am avut cod roșu emis. Spuneți că nu ați avut nicio discuție cu domnul prefect care, de fapt, coordona toată activitatea de zăpezire din tot județul? Știa că sunt în teren la... În tot județul Botoșani? Știa că sunt în teren la drumul național Dorohoi-Daraban. Aș comunica, doamna președinte, că ne aflăm în teren. Eu nu m-am dus acolo să coordonez echipele de la drumuri naționale. Aveam colegul de la noi, șeful de bază de la Dorohoi, cu autofreza în zonă și dacă avea nevoie de ceva, noi ne-am împărțit zonele de pe care să avem în subordine și să putem lua decizii rapide dacă este nevoie. Și eu, normal, am rămas pe acea zonă. Nu m-a contactat nimeni, nu am fost contactat de absolut nimeni. În plus, vreau să vă spun că inclusiv domnul Gheorghean și toți inginerii din cadrul DJDP au fost în teren, efectiv, alături de muncitori, de șoferi, de
toți cei care ne-au ajutat și am fost chiar, a fost o muncă, dar nu ne plângem de asta, nu ne-a obligat nimeni să venim pe aceste funcții. Ne asumăm totul pe această cale, încerc și scuze de la populație, dar asta este, probabil va fi o învățătură de minte pe viitor, să ne gândim și la asemenea situație. Situații de genul ăsta, nu cred că a mai fost în 54, parcă spunea cineva că a mai fost o situație de asemănătoare. A fost și în iarna 2012. Da, dar n-a fost așa. Nu ca acum. Deci, mai grav a fost acum? Da. Deci zăpada foarte apoasă s-a tasat și intervenția a fost foarte greu. Drumul Dorohoi Havrna am reușit să-l dezăpezim, deci am început la 8:30 dimineața și am reușit să ajungem la Havrna, cât era? 19:30 spre 8, mai târziu, 20, cam 12 ore ca să dezăpezim această și cu muncă susținută. Bun, dar în momentul în care viscolește, pe ei și foarte greu să faci față. De altfel și normativele. Nu, dar viteza vântului mai mare, 30 km/h, exact. Nu se intervine. Nu se intervine. Sunt niște chestii. Și apoi se intervine pe nivel de abilitate. Prima dată nivelul 1, se eliberează termenul 12 ori, după aia 36 de ori pe nivelul 2, după aia se intervine 60 conform normativelor. Și dacă ai 100 de mașini în mijlocul... Păi sunt și situațiile de urgență, pentru că în momentul în care a fost viscoșa asta, elicopterul nu poate să vină în cazuri grave și atunci trebuie găsite soluții pentru a se ajunge la cazurile care solicită asistență medicală urgentă. Până la urma urmei vorbim de oameni. Vieți, chiar dacă unii dintre ei au fost inconștienți și au plecat la drum, deși era cod roșu. Nu e cazul de cei care sunt inconștienți. E cazul că în momentul în care se intervine și sunt atâtea cazuri grave. Chiar dacă sunt conștient, nu poți să îi lași acolo. Aș mai face o completare. Spuneați aici de foarte multe mașini blocate în trafic și persoane înzăpezite. Pe drumurile județene, mulțumim lui Dumnezeu, am ținut sub control pe cât posibil. Noi am avut o discuție împreună cu domnul Gheorghean, cu majoritatea primarilor care ne-au răspuns la momentul ăla la telefon și în momentul în care s-a considerat că nu se mai poate intra pe acele sectoare de drum, au făcut fiecare cum au putut, au blocat drumurile și n-au mai dat voie cetățenilor să iasă din localități. Și au drept dovadă, copiii care veneau de la Dorohoi, de la liceu Regina Maria, au fost opriți, i-am oprit la George Enescu, la primărie, că pentru a nu risca în acele momente să rămână zăpeziți pe undeva. Și s-a găsit soluția prin darabani, cu eforturi susținute, s-au ajuns în acea seară la Havrna. Dar chiar din punctul ăsta de vedere, mulțumim lui Dumnezeu că pe drumurile județene n-au fost situații destul de grave, cum s-a întâmplat pe național la Huțani și spre Suceava, spre Ștefănești. Da. Noi aveam, de exemplu, pe Prăjeni de zăpezit drumul Prăjeni-Flămânzi. În schimb, partea de Iași erau, știți, imaginile cu mașini zăpezite. Noi n-am dat drumul la mașini încolo, dar Iașul i-a lăsat, drept dovadă, au rămas în zăpadă. Da, chiar ieri am fost pe acest drum la Prăjini spre Iași și încă e destul de multă zăpadă pe marginea drumului. Se mai intervine sau se așteaptă topirea zăpezii? În zonele unde și astăzi Imogu a fost în teren, în zona Trușești, și a intervenit la lărgiri, o să intervenim și pe genul unde este cazul. Care e situația la momentul ăsta? Se circulă ok pe toate drumurile județene? Mai sunt porțiuni de drum unde trebuie să mai lărgim. Da. Dar se poate circula. Nu? Deci, sigur. Platforma drumului ce este curățată este asfalt. Deci nu este gheață, nu este zăpadă, doar că sunt zone unde s-a dat drumul la, în momentul în care s-a deschis circulația rutieră, s-a deschis în primă fază pe un fier. Și acum sunt zone unde trebuie să lărgim ca să poată circula pe ambele fiere. Da, domnilor, cum credeți că s-a intervenit de data asta? Și mă refer nu doar la partea de drumuri județene, ci și la partea de drumuri naționale. Se puteau face lucrurile mai bine? Da, eu din punctul meu de vedere, dacă mă întrebați, da, din momentul când am avut și ajutor din județele, anumite județe care au trimis utilaje, absolut,
Eu cred că cu o coordonare mai bună și o colaborare între cele două instituții, mi se pare normal ca instituția Consiliului Județean, care deține, repet, o rețea de drumuri județene atât de mare, 653 de kilometri, nu-i chiar de aici de acolo, trebuia numai decât să ne consultăm și să luăm deciziile cele mai bune la momentul optim. Cum noi am luat decizia miercuri seară să dezăpezim drumul național spre Darabani cu autofreza, cred că se putea găsi o soluție. Să vă împărțiți zonele pe care... Exact, și să ne coordonăm. Din câte am înțeles, ultima zi, vineri, când noi ne chinuiam cu dezăpezirea pe toate drumurile județene, cu utilajele și cu primarii săracii care și ei n-au dormit nopți întregi și au stat alături de noi, se înghesuiau pe drumurile naționale o grămadă de utilaje de dezăpezire venite din afară. O să o spun, chiar dacă se supără domnul Gheorghean, o să o spun. Domnul Gheorghean, sau nu știu, un inginer de la noi, aveam o problemă într-o zonă și a oprit un utilaj de la drumul național care se retrăgea la bază să-l ajute să deblocheze o situație punctuală într-un anumit loc și n-a vrut tot. No, nu intervenim. Dacă ne dă ordin domnul X sau Y... Da. Deci cam așa stau lucrurile. Nu, nu ne-a trebuit faza de asta. Nu, dacă ne-a cerut în timpul dezăpezirilor persoane care pe drum comunal, trei case, nu aveau cu ce să intervină acolo primarii, am intervenit noi. Nu cred că în situații de genul ăsta trebuie să mai ținem cont că vai, e de la noi, de la alții, siguranța cetățenilor este cea mai importantă în asemenea siguranță, în asemenea situații, și trebuie să intervenim în echipă, și cred că asta a fost o scăpare și nu o să se mai repete altă dată. Poate și lipsa de experiență legată de administrație. Vă referiți la domnul prefect? Nu, 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 în general, așa. Chestii generale. Eu vorbesc în general. Nu vreau să vorbesc de persoane. Bun. În astfel de situații, când ANM-ul emite cod roșu, știm că lucrurile vor fi complicate. Nu ar trebui închise mai devreme drumurile și astfel încât să evităm, să ajungem în situația de a scoate sute de oameni. Da, și alerta, când au fost alerta cod roșu, deja drumurile erau închise. Problema e, eu vreau să vă spun un singur lucru. La codul portocaliu, noi am luat măsuri. Dar închiderea drumurilor, din punctul meu de vedere, eu vă spun din punctul meu de vedere, închiderea tuturor sectoarelor de drum. Unde știm că să vedem serios. S-a luat decizia, chiar dacă mai erau drumuri practicabile, s-a luat decizia închiderea tuturor drumurilor. Închiderea tuturor drumurilor, deci s-a asistat și dezăpezirea. Asta a fost o greșeală. Din punctul meu de vedere, a fost o greșeală. Că unele tronsoane de drum care puteau fi ținute deschise, că sunt tronsoane în linia vântului, pe linia vântului, deci alea nici nu au fost înzăpezite. Deci s-au intervenit foarte sumar pe ele. Nu trebuia să lăsăm, cred că, toate drumurile închise. Nu știu, este o chestie care... Așa s-a decis la momentul respectiv. Da, așa s-a decis. Problema s-a complicat. V-am spus, noi ca să ajungem să intrăm pe drumurile județene cu utilaje făcute în Botoșan la... Aduse de la agenții economici. Ca să putem ajunge pe drumurile județene, trebuie să trecem pe naționale, că nu avem cum. Asta e rețeaua de drumuri la noi. Nu avem decât două drumuri care ies în județeni. Da. Știm din experiența anilor trecuți că în județul Botoșan avem niște zone care se înzăpezesc. Vorbim de Botoșan, Suceava, între Baisa și Vlădeni, Huțani. Da. Pe Săveni avem vreo trei zone. Păi spuneați Havărna, Goleaia-Dângeni. Au fost parazăpezi acolo. Au fost ridicate parazăpezile. Că toată lumea la 20 ceva de grade, baia afară, cine se mai gândește că o să ai zăpadă peste o săptămână?
Iar revenim la discuțiile alea cu pierdere forestiere. Pierdere forestiere este o idee foarte bună, dar aici trebuie luată o schimbată legislație și luată o decizie la nivel național pentru aceste pierdere forestiere. Dumneavoastră circulați pe unde circulăm și noi și vedeți că domnii agricultori, fermieri, mari fermieri, toți, deci toată lumea, când ară, nu lasă nici măcar drum pentru ei lângă zona de siguranță. Ară și zona de siguranță. Uitați-vă și pe Prăjeni. Ei arată până la buza Rigolei, riscă Rigola să cadă cum trec tractoarele pe acolo. Nu mi se pare corect. Și nu există un control în acest sens. Și eu cred că aici trebuie reglementat legislativ toată treaba asta și, într-adevăr, pierderile forestiere ar fi o soluție. Numai că la pierderile forestiere trebuie făcute pe terenurile cetățenilor. Da, știți vreun parlamentar din Botoșani să apelați la modificarea legislației? Eu vreau să vă povestesc ceva. Eu am încercat cu ajutorul și drumurilor județene, am conceput-o și colegii din CJ, am conceput o modificare legislative pentru cu cântarele, da? Vechea poveste. Da, domnul ministru al transporturilor este perfect de acord cu asta. Secretar de stat, toți, cnairul e tătic pe plantație. Mă scuzați de cuvântul care poate nu e chiar la bun. Locul lui, dar la cnair s-a încurcat totul. Este un domn din Oradea care nu acceptă chestia asta. Mi se pare normal ca administratorii drumului... Ministerului Transporturilor. Mi se pare... Nu vreau să dau nume. E subordinea altor instituții. Da, dar vă dați seama, știți cum spun unii pe la cnair, da? Am schimbat eu mulți ministri. Stați voi liniștiți la Botoșani, că nu sunteți voi mezul. Deci vreau să vă spun că problema asta nu o să se rezolve niciodată până nu o să se dea voie administratorilor drumurilor să oprească șoferii, camioanele în trafic. Deci polițiștii, vă dați seama, n-am avut polițiști acum să blocam noi drumurile ca să nu intre în timpul dezăpezirii mașinile după autofreză. Nu sunt suficienți polițiști. Nu au din ei să ne pună la dispoziție, înțeleg și pe domnul comisar de la IPJ, nu are din ei să ne pună la dispoziție să stea cu noi cu cântarele. Stă 2 ore, după aia mai are o intervenție, un furt, o ceva, trebuie să se ocupe și de alte probleme ale comunităților din care fac parte. E foarte complicat ca să putem face ceva în acest sens. Noi nu putem opri în trafic camioanele, ei opresc în parcare, când parcare n-ai voie să-l cântărești. Pa și la revedere. Cum se prezintă drumurile la momentul ăsta? Sperăm că mici din iarnă. Sperăm. Am sperat și la 15 martie. Da. Cum se prezintă drumurile județene, mă refer, că alea naționale, nu vă întreb de Botoșani, Târgu Frumos. Nu mă întrebați. Exceptând drumurile care sunt în lucru, singurele sectoare de drum degradate în acest moment, cel mai degradat este Gulioaia Dângeni. Asta era de anul trecut. Nu? Pe care vrem să intervenim, dar în momentul în care e prioritar asta. Dar se termine mai întâi și la strategic. Știți că încă mai circulă camioanele pe el? Mai avem stratul de ozor de turnat la strategic și transportul se va face tot pe acest traseu. Și vă dați seama că o intervenție, bani aruncați, nu cred că vrea nimeni să facă. Dar acolo pe zona respectivă vorbim de o investiție, de o întreținere sau lucrări de întreținere? Lucrări de întreținere. Reparații fundații și covor asfalt. Dar lucrări de întreținere ample. Pe zona, dacă îmi permiteți, pe zona unde vom avea intervenție la fundație, vom merge cu două straturi, covor asfaltic în două straturi, nu? Pe suprafețe destul de extinse. Un fel de și pe, da. Deci lucrarea va fi făcută cu semn de răspundere, cum s-au făcut toate lucrările pe drumurile județene. Nu, chiar toate. Au mai fost și lucrări. Au fost, eu mă refer la întreținere. La întreținere de când domnul Gheorghean
după venirea mea la Consiliul Județean, eu v-am... Da, mi-aduc aminte. De drumul de la Cord care a fost l-a făcut domnul Conțac, nu noi. Eu spun din 2016, din 2016, nu mă provocați, că nu vreau să spun ce nu au făcut alții, dar nu pot să-mi asum ce nu au făcut alții. De când am venit vicepreședinte Consiliul Județean și am avut direcția de drumuri în subordine și a preluat funcția domnul director Cătălin Gheorghean, am avut o strategie împreună, am făcut o strategie împreună legat de cum să acționăm pe reparații și întreținere. El a găsit formula cu covor asfaltic 4 cm, că putem să-l facem, să mergem pe reparații și mai mult decât atât am renunțat, nu total, reparații vom face și acum, pe toți județii, mai avem plombări, dar ați văzut, plombările sunt colmatate și asigurate, nu mai mă trezesc în primăvară că nu mai am plomba. Adică am încercat să facem lucrări cât mai calitative și drept dovadă. Dar trebuia soluția aia magică, cu, era o stropitoare care punea prin gropi. Da, stropitoarea aia ne-a costat, actualul actuala conducere a Consiliului Județean, cu toate că s-a făcut într-un mandat mai în spate, sume considerabile. Nu vrem să mai trecem pe asemenea experiențe și lucrările de întreținere pe drumurile județene se facă așa cum trebuie, să evităm pe cât posibil plombările. Plombările, dacă le facem, plombăm anul ăsta un tronson de drum, anul viitor venim cu covor asfaltic și îl asigurăm. Drept dovadă, vă spuneam și în pauză, drumul Dumeni, Dorohoi-Dumeni-Dumeni-Havrna, face 6 ani de când a fost turnat stratul ăla de 4 cm care spunea că nu ține și ține la camioane câte sute de camioane pe zi, peste 60 de tone trec pe acel drum și încă rezistă. Are o fundație deci, bună. S-a lucrat la fundație și atunci, dar și banii se regăsesc în calitatea asfaltului. Adică asfaltul nu în altă parte. A fost chiar da. Cât a trebuit. Exact. Dacă vreți să vă mai spun pe lucrări de întreținere, avem în vedere în primă fază covor asfaltic pe tronsonul, cum vă explicam, pe tronsonul Vorona-Joldești. După care, dacă, în cazul în care se termină lucrările la fundația drumului pe Gulioaia-Dângeni, vom interveni acolo, dacă nu... utilajul de asfaltare îl vom muta pe tronsonul Ciușmea-Roma până sus la intersecția cu Costești, 2 km. Da, refacem... și trebuie să luăm ultima pauză de publicitate și continuăm discuția. Da, și am revenit pentru ultima parte a emisiunii. Vă reamintesc invitații Dorin Birta, vicepreședinte Consiliului Județean, Cătălin Gheorghean, director Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani. Rămăsesem cu discuția la partea de întreținere drumuri, dar ați spus unde veți interveni în prima etapă, dar n-ați spus când veți interveni. Deci, în momentul de față au fost deschise ofertele, avem două oferte pentru întreținerea drumului județean. Cel târziu, 15 mai, va fi finalizată această procedură, indiferent, am luat în calcul eventualele dacă ferească Dumnezeu de contestații, că mai bine să evităm cuvântul contestații, dar în orice licitație se poate întâmpla. Și cum vă spuneam, vom interveni nu numai pe aceste tronsoane, pe toate tronsoanele de drumuri care necesită reparații prin plombări, dar covoare asfaltice, cum v-am spus, se vor turna pe Vorona-Joldești, Gulioaia-Dângeni, Șendriceni-Lozna și Ciușmea-Roma. Dacă în funcție de sumele pe care... Dacă vor rămâne bani. Da, depinde. Pe Gulioaia-Dângeni nu avem un control exact la ce sume o să fie necesare, ținând cont de Fundația Drumului, care trebuie, mai avem de intervenit la Fundația Drumului și sunt cheltuielile care nu, în momentul de față nu le putem evalua. Dar ceea ce am spus astăzi se va întâmpla. Dar vorbim de un contract de întreținere pe ce perioadă? Pe perioadă de 2 ani de zile. Este un acord cadru. Pe 2 ani de zile, o sumă de 43 de milioane de lei.
pe 2 ani, în funcție de sumele disponibile anul acesta, vom suplimenta numărul de kilometri, cantități avem, vom suplimenta numărul de kilometri de covor asfalt. Și cum faceți, mai mulți anul ăsta sau mai mulți anul viitor când e campanie electorală? Nu, n-are nicio legătură campania electorală și v-ați obișnuit cu mine că noi intervenim doar în campanie electorală. Chiar bine că m-ați atenționat. Nu, noi intervenim an de an acolo unde este nevoie. Nu cred că am turnat covoare asfaltice numai la anumite primării, numai în anumite zone, nu. Cetățenii sunt toți în județul Botoșani, sunt aceiași oameni, suntem aceiași oameni ai județului Botoșani și trebuie toată lumea să beneficieze de aceleași condiții de trafic, mă refer la infrastructura rutieră a județului, nu cu dedicație undeva sau... Și o să mai fie și câteva surprize. O să mai preluăm din infrastructura drumurilor comunale, dar câteva tronsoane de drum. Și scăpați de două drumuri județene. Da, deocamdată de unul, al doilea nu știu. Deci acolo, din câte am înțeles, a fost mare tantam cu sumele să aloc bani cât mai urgent. Până la urmă, cred că zilele astea, ieri, cred că s-a alocat din fond de rezervă. Am fost o discuție că s-a alocat sumele pentru acel tronson de drum din fond de rezervă. 5 km din 291C și întreg tronsonul 298. Deocamdată pentru tronsonul Dorohoi-Pomârla, Racovăț, nu există nicio decizie luată pentru preluare. Se zice că în a doua etapă. Nu știu când va fi a doua etapă, dar lucrul ăsta vreau să vă spun că nu ne avantajează, să nu credeți că e un mare avantaj, că ne-a luat tronsonul cel mai bun de drum, care nu prezenta nici gropi, nici... Vorbim deci... de un drum făcut cu fonduri europene. Exact. Era într-o stare foarte bună drumul. Deci, într-adevăr... Dar nu era pentru camioane de 60 nici, de tone. Nici într-un caz. Nici într-un caz. O să vedeți cum o să arate în cel mai scurt timp, dacă o să circule în șilul cum s-a început. Și Racovăț, Pomâr, la Hilișeu, rămâne, Șendriceni, rămâne în continuare la... Deocamdată este la noi, nu este preluat. Și... cum vă spuneam, prioritari sunt zonele, într-adevăr, care necesită aceste lucrări. Nici într-un caz tratat politic. Chiar dacă nu mi-am propus să discutăm, dar tot o să trebuie să vă întreb ce se mai întâmplă cu drumul ăsta strategic. Că m-a săpunat și eu de când vorbim. De da, tocmai eu o să vă spun pe scurt, un tronson l-am, un lot l-am... recepționat, s-a avut loc recepția la terminarea lucrărilor. Următorul va fi probabil undeva în vară. Mă refer la lotul 1. Și unde a mai rămas să execute lucrări? Acum se execută deja, s-au început lucrările de vreo 2 săptămâni, 3 săptămâni, se lucrează destul de de puternic pe tronsonul Todireni Trușești. Se lucrează la rigole betonate, la poduri. Apropo de poduri, aici aș face o mențiune. Am văzut în spațiu online, pe rețele de socializare, că sunt foarte mulți specialiști cu hidroizolații, în hidroizolații, în asfalt, calitatea asfaltului. Două mențiuni o să fac. Pentru poduri nu puteau fi lăsate la cu beton pentru sezonul rece și s-a turnat un strat subțire de asfalt pentru a proteja lucrarea. Asta e pentru la poduri. Acum se lucrează la hidroizolații. Drept dovadă că se lucrează și se pune hidroizolație pe toate tronsoanele de pod unde n-a fost făcut acest lucru. Și de asemenea, la trecerea la nivel cu calea ferată, a fost turnat acel covor asfaltic pentru o lucrare temporară, pentru a putea circula tot noi cetățenii, să putem circula pe acea zonă, ținând cont că este o diferență între
dalele de beton care au fost montate pentru, la nivel cu cale ferată și nivelul drumului. De aia s-a turnat covorul. Ăla se va scoate și se vor face lucrări corespunzătoare contractului și conform caietului de sarcini. Acolo oricum asta e pentru cetățeni, diriginte de șantier care verifică... Nu lucrările merg foarte bine, vreau să vă spun, pe drumul strategic. O să ne încadrăm în termene fără discuții pe toate tronsoanele de drum. Este un ritm susținut. Se începe, s-a făcut și un tronson experimental. Cred că trebuia să facă zilele astea un tronson experimental cu stratul de uzură, după care se trece la turnarea tronsonului de uzură și, bineînțeles, indicatoarele rutiere, semnalizarea rutieră și alte lucrări. Pe majoritatea zonelor se circulă, încă absolut, de anul trecut, lucrurile acolo absolut sunt ok. Bun, dar ce se întâmplă cu celelalte proiecte care... Cu PNDL, finanțare pe PNDL 2. Pe PNDL 2, după cum știți, s-au recepționat lucrările pe Dimăcheni, Corlăteni, Cristinești, Ibănești. S-a finalizat recepția, mai avem ultima vizită în teren săptămâna aceasta pe drumul Vorona-Oneaga-Pădureni. Și acest drum se va semna recepția la terminarea lucrărilor. De asemenea, în perioada imediat următoare o să stabilim că n-am mai putut stabili recepția la Coțușca-Ghireni, la tronsonul de drum Coțușca-Ghireni. Așa, la e finalizat. Este finalizat, dar n-am putut stabili recepția, ținând cont de... Și mai au ceva la marcajul rutiere. Mai sunt ceva de făcut la marcajul rutiere și vom recepționa și acela. Ibănești, Ionășeni, Mășcăteni, a fost o problemă acolo destul de vizibilă. În primăvară se va mai turna un covor asfaltic de cel puțin 4 cm, după care va fi pe tot traseul. Sau doar în zona unde a fost nu, 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 acolo pe tot traseul unde s-a intervenit, că au fost intervenții locale, după care se va turna un covor asfaltic. Până la sfârșitul lunii mai va fi gata și lucrarea Mășcătenilor așa. Da. Deci da, și aia a fost acela... o rută alternativă pentru cei care vreau să meargă în Aldești. Da. Trușești, Aldești, a fost impracticabil mulți ani. Deci asta din punct de vedere mai toate astea prin PNDL da, se vor încheia. Am avut intervențiile prin CNI, știți, cele două alunecări de teren, stabilizări de versanți de la Roma și de la George Enescu, care au ieșit, au fost făcute niște lucrări de calitate, chiar le mulțumesc celor implicați în aceste lucrări, au ieșit lucrări bune. Prăjeniu, finalizare pe Prăjeni, cei bun, deja acolo și porțiunea acolo istorică, care... istorică, da, dar n-am putut interveni acolo când nu era prins nicăieri drumul ăla, dați seama. E ceva interesant, nu? Era mai scurt sau nu, mai scurt kilometru. Așa. Bun. Cam asta stăm cu PNDL-ul. Pe Angel Salini, pe noile proiecte, sunt acele proiecte? Suntem destul de avansați, am avut și un avantaj că noi ne-am preocupat și la inițiativa doamnei președinte am făcut și proiectele, PT-urile la aceste drumuri. Proiectul tehnic. Și în momentul în care am semnat contractele am putut și să scoatem și la licitație lucrările. Lucrul ăsta cred că ne-a avantajat, că am avut și constructori care și-au depus ofertele pe aceste tronsoane de drum, ca și stadiu de, în momentul de față. Cât e începanul acesta? Un contract a fost semnat chiar astăzi, cu câștigătorul pe tronsonul Vișoarea Mică Coțușca. Încă trei tronsoane sunt în evaluare, unul în evaluare financiară, depinde stadii, în diferite practic, stadii în de evaluare de ale comisiei. Ar cam trebui finalizate și acolo licitația. Da, eu așa cred că nu va dura prea mult. În următoarele zile probabil se vor desemna și câștigători pe celelalte două tronsoane de drum. Care sunt? Lozna-Călinești
și avrămeni Panaitoaia Dumitrie Cantemir, drumul național 24. Așa. La drumul mai avem aici câteva drumuri, două drumuri care nu avem finanțare în momentul de față, căutăm finanțare, singurele drumuri de piatră care o să mai rămână, pe care nu le putem, nu putem începe lucrările în acest moment, dar vom face tot posibilul să găsim surse de finanțare. Dar astea nu au putut intra pe programul Anghel Salini? Nu au putut, Mileanca Cuțușca și Hăneș Borolea. Dar acea Hăneș, jumătate de drum, care jumătate e asfaltată, jumătate neasfaltată. Nu, acolo a fost o greșeală de abordare. Dar cine la momentul, acolo? V-am spus... Cine n-a știut că drumul duce până începe, la Hăneș, nu? Începe de la Manuleasa asta și se termină. Mai erau condiții politice la momentul ăla, probabil. Nu știu, habar n-am, nu vreau să mă pronunț. Am și fost pe acel drum și senzația e ciudată. Da. Dar, mergi pe asfalt și dintr-o dată... Sperăm să o reglăm asta din buget propriu. Probabil o să încercăm. Vorbim de să... cât? Vreo 5 km? 5 km, da. 5 km. Se puteau face. Asta e în momentul deci, de față. Pe programul Anghel Salini sunt șanse mari să înceapă cam toate anul acesta. Da, cu siguranță. Nici nu mă gândesc ca lucrările la drumurile județene prin Anghel Salini să nu înceapă anul acesta. Nici nu mă gândesc. Și o să facem eforturi să ținem aproape și cu banii necesari acestor investiții. Avem un om care se zbate la Consiliul Județean și chiar astăzi a plecat la București, doamna președinte. Vreți să vă puneți bine cu șefa dumneavoastră? Nu, 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 nu am nici interes. Oricum, indemnizația nu vă poate mări, că asta e stabilită prin lege. Nu, nu, chiar nu vreau să mă pun bine cu nimeni. Da, hai chiar, să vă întreb altceva. V-ați lăudat cu drumul Vămii. Ce faceți cu drumul ăla? Drumul Vămii, în momentul de față, sigur că da, este într-un stat destul de avansat, studiu de fezabilitate la momentul ăsta, urmează proiectul tehnic și scoaterea la licitație a lucrărilor de execuție. Este într-un stat de drum foarte important, care e continuarea drumului strategic, de la Hănești până la ajunge la Rădăuți Prut. La Rădăuți Prut. Sperăm să fim și nu sperăm, suntem mult mai aplicați și mult mai atenți la cum se va face atât studiul de fezabilitate cât și proiectul tehnic. Mă refer aici la să nu mai avem problemele care le-am avut pe celelalte drumuri, mă refer pe drumul strategic. Au fost diferite situații care ar trebui să intervenim și să facem modificări din mers. Dar aici sperăm ca totul să se desfășoare așa cum ne dorim noi. Și când? Adică e un drum care se va face aici, nu depinde, în viitorul mai îndepărtat? Nu depinde numai de noi. Știți că finanțarea de la ADR este doar de 40 de milioane, în jur de 38 de milioane, cred că, de euro. Diferența ar fi trebuit până la 80, în jur de 70-80 va ieși valoarea după PT, cred, undeva între 70-80. Și poate să mai scadă la licitație, de exemplu. Poate să mai scadă la licitație, dar s-au făcut demersuri ca această diferență de sumă să fie acoperită din bugetul de stat, ori pe fonduri europene. Cred că a fi cea mai bună soluție. Noi avem experiența pe drumul strategic. De la 70 de milioane cât a fost drumul, am ajuns la 100 și cred că cu actualizări banii? Ați găsit banii pentru diferență? Am găsit banii pentru diferență. Suntem la zi cu plățile, suntem la zi cu totul. De aia și suntem dați exemplu la ADR Piatra Neamț. Suntem singurul județ care avem dus, o să ducem până la capăt acest proiect. N-am apucat să vorbesc cu colegii că povestea astăzi că a apărut un articol că Iașu are probleme pe primul tronson inaugurat foarte mari. Păcat că se întâmplă lucrurile astea. S-a mișcat cerșeul mai greu, dar până la urmă... Da.
A durat 10 ani ca să fac, să fac proiectul ăsta, dar până la urmă iese. Dumneavoastră, da? Domnul Savciuc, știți prea bine, instituțiile statului ne-a pus cele mai mari pedici. Avizele, peste avize, au durat luni întregi și s-au pierdut bani și timp. După un aviz care trebuia dat, din punctul meu de vedere, între instituțiile statului, chiar îl plătesc, corect îl plătesc, dar să am o prioritate. Cât de cât. De ce trebuie să așteptăm un termen de 30 zile cu aceeași situație, deci nu se schimbă nimic pe hârtia asta? Eu trebuie să aștept 30 zile sau 60 zile sau 90 zile când am intrat la rând sau n-am intrat, nu știu. Nu cred că... Nu s-a reușit să discutim în ședința asta, cu ședința următoare și așa mai departe. Bun, vorbeam despre aceste drumuri care se vor face pe programul Anghel Salini. Sunt importante, sau cum spuneam, de pe Manuleasa Hănești, dar parcă mai important ar fi drumul expres Botoșani. Drumul expres Botoșani. S-a vorbit, v-ați întâlnit, ați făcut poze cu domnul Flutur de la Suceava, v-ați salutat. Drumul de mare viteză. Drumul de mare viteză, na, după cum știți, are o distanță, o lungime de aproximativ 20 de km. Da? Și ajunge pe zona aeroportului. Da, zona aeroportului la Suceava, Dumbrăveni, în zona Dumbrăveni. Stadiul lui a fost scos la licitație documentată de atribuirea controlului de prestări servicii, pe realizarea studiului de fezabilitate. Și valoarea totală a documentației scoase la licitație, inclusiv TVA, este undeva în jur de 21 de milioane de lei. Iar cele patru autorități vor contribui cu o finanțare de 2% la acest drum, în timp ce 98% vor fi din fonduri europene prin Ministerul Programul de Transport 2021-2027. Nu putem să facem o nu avem cum să facem nicio estimare deocamdată pentru realizarea acestui drum, dar este bine că Ministerul Transportului și-a asumat sumele în întregime pentru acest drum. Putem spune că avem o garanție că se va face acest drum? Absolut. Sau absolut. Nu. E nici un proiect pe o hârtie? Inclusiv centura Botoșanului, acum chiar au venit dânsii cu o propunere să... E destul de complicată din punctul nostru de vedere, am mai discutat de chestia asta, să prindă în centura Botoșanului, inclusiv Stăuceni, deci să iasă undeva la Victoria. Cum ar fi trebuit să o gândească din prima dată? Din prima. Și se acceptă alipirea celor două pentru a face practic un proiect. Practic avea jumătate de inel la Botoșani. Să fie complet și să poată să fie și utilizat de cât mai mulți participanți la trafic și să evite municipiul Botoșani. Da, va exista un nod de legătură între această centură și drumul expres? Obligatoriu. Drumul expres se va lega în centură, obligatoriu. Am auzit și varianta că n-ar fi tocmai... O să fim în situația de la podul de la Tulcea, cu bretelele alea care s-au uitat să facă. Dar nu cred să ajungem în situația aia, o să se facă la timp și o să avem conectivitate de la centură, că până la urmă e foarte importantă centura asta pentru municipiul Botoșani și cred că toți ne-o dorim. Și noi care venim de la Dorohoie și mergem spre București și cei care vin din spre Ștefănești, toată lumea va folosi această centură și nu are rost să intrăm prin municipiul Botoșani. Dar vreau să mai punctez, să fac demersuri și cred că ar fi și șanse să fie acest tronson de 20 km să fie trecut în regim de autostradă. Asta să mai fac niște studii specialiști. Studii de trafic. Nu e nicio diferență între autostradă. Este o diferență, banda de urgență. Dar există o bandă de urgență mai mică, dar există. Problema se pune că
E altceva când vrei să vină investitorii la Botoșani, spune avem autostradă până la Botoșani, nu până la Suceava, dar de la Suceava la Botoșani avem drum expres. Ne-am dorit și noi botoșănenii și ne luptăm pentru asta și doamna președinte chiar militează pentru lucrul ăsta, ca această porțiune de drum să fie în regim de autostradă. Acum... Și chiar dacă ar vrea domnul Futur, îi fac un apel acum, suntem dispuși să contribuim și noi la aeroportul Suceava, chiar dacă s-au făcut niște greșeli în trecut, și aeroportul Suceava să se numească, că e cam la aceeași distanță de Botoșani de aeroport ca Suceava de aeroport, să se numească Suceava-Botoșani. De ce nu? Salcea... I-ați făcut o propunere în sensul ăsta? Acum mai fac. Acum. Îi trimitem emisiunea să o vadă dacă... Dacă este de acord. Suntem dispuși și noi să contribuim la întreținerea acestui aeroport și la dezvoltarea altor terminale ca să, într-adevăr, să se bucure și nordul țării, nordul Moldovei, de un aeroport așa cum ar trebui să fie în momentul de față. Bun, din câte vedem, lucrurile se mișcă foarte bine pe zona asta de autostrada A7, care, din fericire, va trece. Chiar dacă până a trece la autostrada A7, aș mai vrea să punctez, mai avem investiții în comun cu Suceava, podul de la Talpa, într-un stat destul de avansat. Acolo avansat de degradare? Nu. Chiar s-a făcut o expertiză și pilonii respectivi se prezintă destul de bine la pod. Și în moment de față se lucrează la documentație. Este o firmă la neamț, dacă o știți, face poduri cu poliesteren. Nu le știu și nici nu vreau să-i cunosc. Nu știu dacă ați văzut. Nu vreau să-i cunosc. Sper că nu câștigă ea licitații. Nu cred că e frumos să vorbim dacă persoanele nu sunt de față, nu știu. Da, ne afectează ce fac unii. Eu cred că echipele de proiect, da? Scuzați-mă, echipele de proiect. Da, echipele de proiect, până la urmă, cei care verifică și desemnează câștigătorul pe o lucrare, ei trebuie să fie atenți și să ia informații din toate sursele pentru firmele care sunt scrise la licitație și firmele care, într-adevăr, au făcut lucruri de genul acesta să fie sancționate, să fie penalizate. Vă întrebam de A7, care vedem că se mișcă destul de bine. E un constructor acolo care trage tare și probabil va termina chiar înaintea termenului prevăzut în contract. Și avem un drum care ne duce chiar în A7 până să o face drumul expres. Vorona Tudora. Da. Și ea dumneavoastră, domnul Birta. Da, ea nostru, Vorona Tudora. Noi de la Botoșani până la Joldești, drumul se prezintă în condiții destul de bune. Am avut grijă să îl păstrăm cât mai bine, ținând cont că acolo a fost și modernizare pe tronsonul Mesteacă în Joldești, Vorona Joldești. În urma covorului asfaltului care l-am turnat se vede diferența, deci se prinde drumul, se prinde destul de bine. Vom interveni acum și, cum v-am spus, de la Vorona până la Joldești, covor asfaltic, tot pe acest tronson de drum modernizat. Ce ar trebui în următoarea perioadă și avem în vedere atât noi conducerea Consiliului Județean cât și drumurile județene, am și purtat o discuție pe această temă. Tronsonul Joldești, limita de județ, Tudora, limita de județ, trebuie găsit o soluție de modernizare, deci drumul respectiv nu cred că mai poate merge la infinit cu întreținere, deci este absolut necesar modernizare pe acest tronson. Da, mai concret, ce ar trebui, ce vreți să... La refaceți toată fundația, să-l lărgiți, să aveți unde... Bineînțeles, să-l facem la Stasul din zilele noastre. Deci să facem un drum care să poată prelua traficul, cel puțin pe această zonă, atâta timp cât s-a lucrat pe drumul național. Drumul Tudora a rezistat eroic, cu toate că au fost un trafic. A fost cel mai circulat drum. Cel mai circulat tronson. Flămânzi Prăjeni și Tudora. Vă dați seama Tudora... că va fi în continuare cel mai circulat decât Botoșan Târgu Frumos. Da, lumea s-a învățat. Nu vreau să intrăm pe Botoșani Copălou, acest tronson. De-aia lumea fuge de acel tronson de drum și continuă să meargă pe drumul județean. Aveți perfect dreptate. Sunt problemele lor și o să și le rezolve, probabil. Cât sperăm, de curând. Sperăm, toți sperăm că până la urmă toți ne afectează pe noi. Exact.
Noi avem în vedere, deci, să ținem acest tronson de drum în, într-o stare cât mai corespunzătoare, până a avea posibilitatea de a face modernizare, cum am spus, pe acel tronson de drum Joldești, Tudora, limita de județ. Da, ați luat în calcul să prindeți undeva pe o finanțare acest drum, să-l da, faceți? Da, vrem, căutăm, suntem în căutare acum pentru a face acest lucru și cu siguranță se va evi, cum s-a evit pentru toate. Nu putem să cuprindem tot. Noi... Este absolut imposibil. Asta cine vine și vă spune că săptămâna viitoare are finanțare pe... Nu. Dar trebuie să fim realiști și foarte atenți cu banul public și să facem investițiile acolo unde trebuie și când trebuie. Și mai avem un minut și ceva din emisiune. Anul acesta, ca să tragem așa o concluzie, câți kilometri de drum vor fi asfaltați? Și întreținere, și modernizare, și aveți un calcul făcut? Greu de spus, dar 50 de kilometri vor fi... 50 de kilometri. 50 de kilometri sunt numai drumul strategic care vor intra în... În exploatare. În afară de strategic, încă vreo 50 de kilometri. Este ceva, dar să nu credeți că am mai avea unde să turnăm covor asfalt și nu îl turnăm. Nu. Chiar nu. Ei, problema este și câteodată așa banilor, depinde de cheltuielile și de investițiile care le vom avea în celelalte intervenții în structură, la structura drumului și la plombări, dar în mare parte noi acoperim cam toate tronsoanele care necesită covor asfaltic în momentul de față. Deci anul unde acesta. Urgent? Da, unde este urgența? Celelalte tronsoane vor fi, cum v-am spus, intervenții cu plombări, bineînțeles plombe colmatate, și la anul vor beneficia și acele tronsoane de covor asfaltic. Îmi cer scuze. Am uitat în acest an se va turna covor asfaltic Dumeni, Cordăreni, Vorniceni. Deci acest tronson de drum l-am omis și îmi cer scuze să nu... Mă trezesc, plec la dumneavoastră și spunem, de noi n-ați spus nimic, nu mai turnăm, nu mai reparăm drumul. Da. Domnilor, vă mulțumesc mult pentru prezența la dosarul zilei. Sper că am mai clarificat câte ceva în ceea ce privește și partea de dezăpezire cu ce a fost săptămâna trecută în județul Botoșani și ce se va întâmpla în următoarele luni, până va veni din nou sezonul rece. Ce să zic, să turnați cât mai mulți kilometri de asfalt, să putem circula și noi pe drumuri decente. Și da, doamnelor, domnilor, punem punct emisiunii de astăzi. Rămâneți pe teren. Seara bună!